Slăvit să fie Domnul! Dacă vreți, vreau să citesc un text potrivit pentru slujba în continuare de evanghelizare din Cartea Efeseni, capitolul 1, versetele 3 la 12 și vă invit, dacă vreți, să dăm cinste cuvântului Domnului. Efeseni, capitolul 1, versetul 3, începând. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale. Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din beșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, ca să aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile care, cele din ceruri și cele de pe pământ, în El avem făcuți și moștenitori, am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjuit în Hristos. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Și acum vreau să mă motivez și eu cum de sunt aici. E adevărat că m-am întâlnit cu fratele Cristi, nici nu l-am văzut, eu prima dată băiatul meu l-am văzut, zis, vezi că, uite, au trecut pe lângă noi fratele Cristi, eram la aceleași gate de acolo și la aceeași poartă și după aceea am vorbit un pic cu el, i-am spus că vin în Statele Unite, am venit prin harul Domnului și noi avem aici rude și în Chicago avem prieteni care i-am vizitat și suntem la ei deja de câteva zile, acum plecăm spre Detroit după amiază să fim și acolo la slujbă și am zis să poposim un pic la dumneavoastră, la biserică. Vă aduc salutul bisericii noastre din Vicovul de Sus, fratele Cristi a fost la noi, biserica încă nu e gata, ne luptăm să o terminăm, frate Cristi, și încă mai avem multe de făcut, pentru că la sfârșit este cel mai greu. Încă noi n-am împrumutat de la nimeni bani, am făcut cu resursele noastre și nici n-am vrut să împrumutăm din bancă. Am zis la cei care coordonează lucrarea, zic, nu luați bani din bancă, nu băgăm biserica în bancă. Dacă cineva vrea să doneze, să facă asta, dar nu cu banca. Și vă aduc salutul bisericii noastre din a doua Corinteni, capitolul 13, un cuvânt frumos acolo, spune apostolul așa de frumos și asta e salutul bisericii noastre, încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace. Și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Acum nu se mai face sărutări. Acum s-a scos altă metodă. M-am uitat aici la americani, îi dau un hug și n-are treabă cu sărutarea. Vă dați un hug din partea bisericii noastre. Toți sfinții vă trimit sănătate, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Elim, din Chicago. E adevărat, avem multe lucruri, poate zic eu, comune, mai ales că ați făcut acum biserica nouă, am spus și noi suntem la fel, dar m-am uitat și vă invidiez un pic, m-am uitat să văd cum ați făcut-o, ce ați făcut-o, că și noi avem niște probleme. Problema cu auditivul, cu auzul, asta contează foarte mult la o biserică mare. Și noi n-am știut de asta până când ne-am văzut în ea. După aia am văzut că am făcut o probă, am stat în ea un pic și după aia ne-am mutat dincolo în aia veche până când se finalizează. Am zis noi, am zis acum iarna asta, zis nu știu ce faceți, nu mă interesează inaugurarea, dar vreau să intrăm în ea că în asta veche e rece și nu vreau să prindem iarna în asta veche. Mă rog, este harul Domnului pentru și dumneavoastră, pentru că Dumnezeu v-a dat harul să fiți într-o biserică nouă, frumoasă. Am fost în Ailantă veche, fratele Cristi știe când am fost și ceilalți care mă cunosc. Și
prin harul Domnului Dumnezeu v-a dat biruință să fiți într-un locaș, un lăcaș nou. Domnul să vă dea prosperitate și să vă înmulțească tot mai mult. Pe voi și pe copiii voștri fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Am vreau să încep predica mea. E adevărat, mă gândeam să fac altă predică, un pic mai tare, am vrut să vorbesc un pic despre... Noi vorbim mult de Mântuitorul Iisus Hristos și nu atâta știm de Domnul Iisus, Mântuitorul e bun și așa mai departe. Și zic, am să vorbesc despre domnia Lui. După aia am zis renunța asta, că e puțin prea grea și când cântau fetele aici, m-au impulsionat, au cântat cântarea cu harul. Zic, am să vorbesc din Efeseni despre cele 7 haruri ale Lui Hristos, care nouă ne-a fost date să le avem prin credință și prin har, cum spune El în continuare, suntem mântuiți. Și aceasta nu vine de la noi, e darul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și am să le număr. Harul alegerii, harul iertării, harul înfierii, harul sfințirii, harul apropierii de Dumnezeu, harul învierii din morți și harul moștenirii împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Să ajungem acolo. Voi m-am uitat aici, pe mine mă prindea somnul, mă iertați. Și noi suferim de asta. Când am făcut slujba în aia mare, că sunteți răsfirați și nu mai ai pe lângă tine. Și nu, parcă nu știi, te aude, nu te aude, te vede, nu te vede. Nu răspunde nimeni amin și te ia somnul la urmă. Eu am să vă provoc să mai spuneți amin dacă vreți, dacă nu, o să continui predica. Harul alegerii. De drept, vedeți, dumneavoastră, am citit aici, Dumnezeu a făcut un plan după El însuși, în El, categoric l-a discutat cu Domnul Iisus Hristos și planul acesta l-a întocmit pentru că s-a întâmplat în lumea noastră după creare, după creație, după ce a făcut Dumnezeu pământul și toate lucrurile, a creat pe om, l-a așezat în Eden și acolo s-a întâmplat catastrofa. Nimeni nu putea să rezolve problema. Pe Dumnezeu nu l-a surprins asta. Nu l-a surprins asta. Dumnezeu știa. De aceea spune Isaia în capitolul 6, versetul 8, acolo zice, cine se va duce pentru noi? De altfel era profeția lui Isaia că era discuția dintre tatăl și fiul. Vedeți, și trebuia să vină în lumea noastră cineva. Cine trebuia să vină? Și Dumnezeu spune de multe ori în Scriptură și este adevărat, în Ezechiel 22 cu 30, dacă nu greșesc, spune acolo, zice, caut un om și nu găsesc. Lui Israel, după ce Dumnezeu îl alege pe Israel, spune, căutați voi, capitolul 5, un om. În ulițele Ierusalimului, poate găsiți pe cineva ca să salvezi țara, spune Dumnezeu. Vedeți, nu era nimeni cine să facă. Dumnezeu a ales, dacă vreți, puțin, spune istoria, ești de la creație acum, Dumnezeu a ales din acele 10 rânduri de patriarhi. A fost Cain și Abel. Abel a murit pentru că fratele lău l-a urât. Vedeți, de acolo deja a apărut răul. Răul și până astăzi. Și acum e așa de adânc răul, semănat că aproape ajunge la culme, poate deja este la culme răul. Oamenii nu se mai suportă unii pe alții, deja sunt așa de tulburați, oamenii nu mai au încredere, oamenii în unul altul, ori înainte era cu totul altfel. Vedeți, Dumnezeu a ales acele rânduri de patriarh prin care comunica. Dumnezeu comunica cu oamenii, vedeți? Dar n-au reușit să rămână credincioși lui Dumnezeu. Și spune în Cartea Genesei, capitolul 6, versetul 3, citesc puțin, e adevărat, e un cuvânt mai puțin înțeles de unii, dar tocmai de aia vreau să vorbesc, să spun puțin despre el. Uitați ce spune Cartea Genesei, capitolul 6, versetul 1 la 3, citesc cuvântul Domnului acolo și puțin spun despre asta. Spune așa, când s-au început oamenii să se mulțească pe fața pământului, li s-au născut fete. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne apărurea în om, că și omul este, nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Deci a tăiat din rația de ani, de sute și 120 de ani. De ce? Pentru că a apărut răul tot mai mult.
Vedeți? Și aici spun ceva mai concret, pentru că se publică de multe ori, se spune, mă rog, prin mass media, am văzut asta, că ar fi fost îngerii care au poftit fetele oamenilor. Vreau să spun că este o aberație, e deplasată. Noi, spune în cartea lui Luca, Domnul Iisus Hristos, când este vorba de femeia aceea care a ținut-o 7 bărbați, și spune, la înviere din morți, cui va fi nevastă? Și Domnul Iisus le spune, tare vă rătăciți, că la înviere din morți nici nu ne vom măsura, nici nu ne vom mărita, ci vom fi ca îngerii lui Dumnezeu. Îngerii nu se înmulțesc, n-au treabă cu creația, nu li-a dat lor asta. Și oamenii au făcut tot felul de intuiții. Dar cine sunt atunci? Fiii patriarhilor. Fiii patriarhilor. Ei au avut peste ei Duhul lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu spune, nu va rămâne Duhul meu peste ei. În cartea Romanilor, Apostolul Pavel spune, în capitolul 8 spune, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. De aceea și eu am ales textul respectiv așa de frumos, care spune acolo, harul alegerii, harul iertării, harul înfierii Duhului Dumnezeu, prin credința în El. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să fim copii ai lui Dumnezeu și ne-a trimis, datorită că suntem fii, Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată, slăvit să fie Domnul. Vedeți, nu suntem singuri și noi acum suntem noua creație, dacă vreți. Și dacă vreți, continui puțin mai departe de la ce am început. A venit a doua, a venit potopul și a distrus oamenii, omenirea. Din noi a ieșit alte 10 generații de oameni. Și nici ăștia n-au rămas credincioși lui Dumnezeu. Vedeți? Ei, și atunci Dumnezeu a ales semința lui Avram. Lui Avram îi spune ție și seminței tale voi da țara aceasta, Canaanul unde l-a trimis pe el ca să locuiască și să moștenească la urmă. Dar când îi spune să-l aducă pe Isaac, după ce îl primește pe Isaac ca fiu în casa lui, de la Sara, vedeți, zice, acum adu-mi fiul tău jertfă. Știți ce s-a întâmplat atunci? Cerul a văzut și în grădina Edenului. Ăsta era răufăcătorul, diavolul. Vreau să vă spun că nimeni nu cunoaște gândurile omului, gândurile oamenilor, dacă vreți, sau chiar a îngerilor, dacă vreți. Nimeni nu cunoaște cât Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște. Dar Dumnezeu trebuia să dovedească, să confirme că El e vinovatul. De ce l-ai detronat pe respectivul? De ce? Ce nu-ți place de El? Nu-ți convine? Și atunci i-a dat posibilitatea să-și arate fața Lui. A înșelat pe om, acum... Vedeți, a înșelat omenirea, a trebuit să aducă potopul mai departe, vedeți? Și Dumnezeu a ales pe Avram pentru că l-a văzut credincios. De ce a rămas Avram în istorie, dacă vreți, tatăl credincioșilor? Exact o copie a Tatălui Ceresc cu Iisus Hristos. Nu-ți cruță fiul. Aduce pe Isaac jertfă, dar Dumnezeu l-a împiedicat chiar să-l omoare. Dar el a crezut că Dumnezeu îl dă viu din cenușă. Pentru că a avut așa o mare credință, Dumnezeu l-a numit Tatăl credincioșilor. Și eu zic, Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea, să fim credincioși. Merită că suntem moștenitori ale Avram. Ei, Dumnezeu a ales pe Avram, dar s-a dus într-o țară străină și după ce i-a scos Moise de acolo, le-a dat legi foarte dure, foarte dure. Introducerea asta am spus-o, e faină, dar vreau să spun că e adevărată. Când eu citeam Scriptură, eu citesc Scriptura din copilărie, eu nu m-am gândit să mă fac păstor. Am făcut și teologie până la urmă, categoric, după aia așa merge treptele, dar vreau să spun că mi-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu. Când am văzut frumusețele lui din el, Dumnezeu nu face risipă, Dumnezeu este foarte bine cronometrat în totul ceea ce a făcut și ceea ce face. Ei, Dumnezeu dă legi așa de aspre pentru ca să ajungă profeția care i-a spus-o Evei în grădina Edenului, sămânța femeii va stropi capul șarpelui, că diavolul asta a vrut să o distrugă. De câte ori a împiedicat spița de neam al Domnului Iisus Hristos ca să n-ajungă la împlinire. Dar Dumnezeu a intervenit, pentru că Dumnezeu e suveranul care urmărește toate lucrurile și zic, Dumnezeu să fie slăvit pentru toate lucrurile.
pentru harul care noi îl avem acum și o să vin la har imediat. Ei, Dumnezeu a ales aceste legi de aspre. Pe mine de multe ori predicând am spus, măi, cum un om în ziua sabatului strânge lemne să facă mâncare și îl vede cineva, îl denunță la Moise și la urmă spune, merge la Dumnezeu și zice să fie omorât pe mărturia 2 sau 3 martori. Ce ziceți? Ce ziceți? Este diferență dintre har și lege? Dacă ar fi legea aia și acum, ce am face noi? Dar nu vreau să zăbovesc prea mult. A trebuit să vină cineva care să ne aducă harul. Și acesta a fost Iisus Hristos. Cineva să moară, să plătească prețul. Nimeni nu putea. Și iubesc pe acest Iisus din tinerețea mea. Mi-e drag. Am slujit pe Dumnezeu. Am făcut multe lucruri frumoase. M-am uitat și eu am slujit, fratele Cristi. Știe, 20 de ani am fost păstor în biserica din Vicul de Sus. Am 27 de ani de când a fost ordinat păstor. Și vreau să spun că mi-a plăcut să fac ce știu mai bun pentru Dumnezeu. Tot ce este mai bun. Și acum facem o casă, poate un pic ne-am aruncat prea departe că e prea mare, să mă ierte Dumnezeu, am eu vorbă. Dar vreau să spun că e necesar, am avut acum o evanghelizare vara asta, de cel puțin 6.000-7.000 de oameni au participat la evanghelizarea aia în piața aia noastră acolo, la Vicovul de Sus. Ei, Dumnezeu se poate proslăvi și Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Iisus Hristos și uitați-vă, când vine El, Domnul Iisus Hristos, vine lumea noastră. Ei, are răbdare până la 30 de ani să trăiască într-o familie, să crească, să respecte părinții și îmi place așa de mult. Cartea lui Ioan. Acolo zice, tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Tatăl meu mă iubește, tatăl meu știe cine sunt, știe pentru ce am venit în lumea asta și comunică cu Tatăl în Evanghelia după Ioan, de peste 100 de ori, eu am citit și urmărit și voi, de peste 100 de ori vorbește eu și Tatăl, suntem una, eu și Tatăl lucrez și așa mai departe. Vă dați seama, ne aduce în lumea noastră să vadă, să ne facă pe noi un pic relația dintre părinți și copii. Vedeți, de multe ori acum aproape nici nu mai vrea să știe că are părinți sau invers. Vedeți ce situație este. Ei, Domnul Iisus a venit și când a venit, primul lucru, după ce a fost botezat în râul Iordan, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și asta a fost mesajul lui de la început. Nu spune împărăția lui Israel. În Matei spune împărăția cerurilor și în Luca spune împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Acum, când spune el despre asta, înseamnă că nu este altă variantă de intrare în împărăția lui decât prin naștere din nou. Ei, noi am avut harul să credem în el. Îi spune lui, și spun și asta că e important, să spun asta în cartea lui Evanghelistul Ioan, capitolul 3, despre Iisus și Nicodim. Important, fiindcă dacă tot am spus despre asta, uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Acesta a venit la Iisus noaptea, și a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus a zis, adevărat îți spun că dacă nu se naște un om din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis, cum se poate asta? Un om bătrân să intre a doua oară în pântecele Maicii sale. Iisus a răspuns, adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duc, nu poate să intre. Și versetul 6 mă interesează să ce este născut din carne, tu ești evreu, tu n-ai treabă cu împărăția lui Dumnezeu nouă, dacă nu te naști din nou. Și împărăția asta nouă a lui Dumnezeu este dintre iudei și neamuri. De aceea vreau să spun și am omis, asta am trecut prea repede, la fiul lui Avram. În tine, spune, vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Ne-a privit pe noi și noi am intrat în harul ăsta a lui Dumnezeu. Și îi spune versetul 7, nu te mira că ți-a spus, trebuie să vă nașteți din nou. Doamne, binecuvântă biserica. Dacă cineva nu-i născut, să facă repede. Încă are harul să fie în casa Domnului.
Ei, Domnul Iisus acum, când se înalță înainte de a pleca la Tatăl, face rugăciunea Lui și mulțumește Tatălui că până aici L-a ajutat și El a avut harul ca să aducă mântuirea și să plătească cu jertfă. Trebuia plătit cu jertfă ceea ce, pentru ce a venit El. Și acum uitați ce spune cuvântul Domnului în cartea Ioan, capitolul 17, în rugăciunea Lui. Zice, am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi le-ai dat Tu din lume, zice. Ai Tăi erau, Tu mi-ai dat, ei au pus cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine. Pentru ei mă rog, versetul 9, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Versetul 10, tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Eu vin la Tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat Tu, pentru ei, pentru ca ei să fie una cum suntem noi. Mă bucur de Biserica Elim, Dumnezeu să vă facă una. Ai Tăi, cine i-a dat? Tatăl. Cui? Lui Iisus Hristos. Pentru ce? Pentru că să ne sfințească, să ne ierte prima dată, să ne înfieze, să ne sfințească, să ne apropiem de El, să avem harul să ne apropiem de El și asta se potrivește de multe ori la cina Domnului. Dar vreau să spun întotdeauna, când vii la adunare, te apropii de Domnul. Și este important să vii la adunare, este important să crezi în Dumnezeu, pentru că nu toată lumea vine aici, nu vedeți? Câți oameni din lumea noastră sunt, trec pe lângă noi și habar n-au, nu știe ce e în noi. În noi este ceva sfânt, ceva nobil pus. Ce este? Credința în Iisus Hristos, harul mântuirii, slăvit să fie Domnul. Deci harul alegerii, spune Petru când vorbește el în epistola lui, capitolul 1, versetul 1 din Antia, Petru spune acolo, către aleșii care sunt împrăștiați prin Pont Galaceea, Capadocia și așa mai departe, har și pace. Deci el se referă la toți aleșii. Noi suntem aleși. Biserica Elim este aleasă să fie în Chicago, să fie mărturie. Eu am spus că am mers mult afară și le-am spus, voi românilor, aș știu să faceți biserică și aveți harul de la Dumnezeu să vă uniți. Și zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze, dar fiți mărturie pentru oamenii ăștia. Oamenii ăștia nu știu de Dumnezeu și nu vă complaceți, nu vă compromiteți cu ei, rămâneți credincioși fidel lui Dumnezeu. Și zic, Dumnezeu să binecuvânteze și biserica din Elim. Deci, harul alege, harul iertării, știți că spune Petru, nu cu aur și argint ați fost răscumpărați, ci cu sângele scump, harul iertării, El ne-a iertat. N-ai niciun merit, nu am avut niciun merit. Eu de multe ori mulțumesc că asta am spus, Doamne, n-am avut niciun merit, Tu m-ai ales și harul Tău a fost peste mine. Ce frumos e harul lui Dumnezeu, comparat cu legea. De-aia am spus despre legea veche testamentală. Puțin știu că știți, dar v-am adus aminte. Vedeți? Merită să slujim lui Dumnezeu. Merită să prețuim harul. Harul în fierii, nu? Ei, citeți cuvântul din cartea lui Ioan, acolo scrie că ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Dar vreau să spun ce spune acum în cartea Galateni și în cartea Romanilor. Apostolul Pavel este foarte important. Spune în Galateni, versetul 6, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Noi suntem în fiata, suntem și copiii lui Dumnezeu. Noi avem drepturi, dacă vreți, legitime la Dumnezeu. Dumnezeu ne ascultă. Un pic fac o comparație, totul din Vechiul Testament. De ce a venit Domnul Iisus Hristos și îi spune în cartea evreilor despre Melchisedec. Melchisedec acesta l-a întâmpinat pe Avram. Și spune în capitolul, în Psalmul 110, zice, după rânduiala lui Melchisedec, el stă la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă ca vrăjmașul să fie așternut al picioarelor lui. Vă dați seama? Ei, Melchisedec acesta cine era? Fără spiță de neam, fără tată, fără început al zilelor și fără sfârșit. Cine era? Iisus Hristos, venit în lume, dar înainte de vreme, într-un fel, o întruchipat chip de om, ca să-l binecuvinteze pe Avram, că știa cine este Avram. Ei, vedeți, Dumnezeu a anulat preoția veche testamentală și a adus pe fiecare, noi suntem preoți și avem dreptul să ne apropiem de Dumnezeu prin credință, avem dreptul să
ne rugăm lui Dumnezeu, ne ascultă, avem dreptul să credem că suntem fiii Lui, avem dreptul la Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Deci ăsta este adevărul. De aceea am și ales asta, să vă spun, harul alegerii. Dumnezeu ne l-a dat în preiubitul Lui. Harul sfințirii. Că spune Scriptura și adevărat, noi suntem sfinți datorită lui Iisus Hristos, Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, spune în Cartea Evreilor. De aceea Lui nici nu-i rușine să ne numească frați. Vedeți, este foarte important, frate și surori, este important să înțelegem voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu de mântuire. Nu suntem la întâmplare în lumea asta, că nu știm ce-i cu noi. Avem un ghid extraordinar de bun, e Cartea lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Citiți Scriptura! E important să citim Scriptura. Ea ne încurajează și ne ține lângă Dumnezeu. Și vedem frumusețile lui Dumnezeu care sunt așezate în ea pentru noi. Deci harul înfierii, harul iertării, harul apropierii de Dumnezeu, harul sfințirii, nu? Ei, spune Scriptura în Cartea Evrei, în Ieremia, capitolul 30, un cuvânt foarte important acolo și vă citesc și din nou puțin. Cuvântul ce spune Ieremia, capitolul 30, versetul poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul. Nu umplu eu cerurile și pământul. Vedeți, Dumnezeu știe de noi de toate, dar haideți să vă citesc un alt cuvânt care este mai important și care îl urmăream acum. De aceea, cred că am greșit. Tot Ieremia îi spune acolo, spune așa, poate cineva din capul lui să se apropie de mine, zice Domnul, vedeți, este o chestiune care Dumnezeu ne aduce la el. Dumnezeu ne cheamă la El, Dumnezeu ne face cunoscut cuvântul Lui și Dumnezeu ne face să credem în El. Este așa de important ca să-L cunoaștem pe Domnul. Și în Cartea Efesenilor, textul din capitolul 2 spune un cuvânt care mă ajută mai mult decât ceea ce vreau să spun din Vechiul Testament. În Evrei, în Efeseni, capitolul 3, versetul citesc 11 și 12. După planul veșnic pe care l-am făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru, în El avem credința, în El avem slobozenia și apropierea de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă voie, ne apropiem de El prin rugăciunile noastre, prin postul nostru, prin citirea cuvântului, prin frecvența la adunare, dacă vreți. Noi ne apropiem de Dumnezeu. Hai să citesc un alt cuvânt care este mai frumos în Cartea Evreilor, capitolul 4, versetul 14, 15 și 16, dar de drept 15 și 16 mă interesează. Spune așa, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină de încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci avem posibilitatea. Sau tot în Evrei, capitolul 10, un cuvânt foarte frumos spune așa. Și fiindcă avem un mare preot, versetul 11, versetul 20, 10 cu 20, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inima curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Deci nouă ni se cere acum noi să ne apropiem de El, că avem harul acesta. Nu? Și avem și harul învierii din morți. Datorită faptului că Iisus Hristos a înviat din morți. Știți când a zis Domnul Iisus Hristos în cartea lui Matei, capitolul 16, versetul, cred că 18, spune acolo, zice, când îi spune lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Iisus Hristos a spart lacătul porților locuinței morților și a ieșit afară. Aleluia! Citesc. Fapte 2, versetul 23. Fapte 2,
Versetul 23. Uitați ce spune cuvântul Domnului acolo. Despre el, despre Domnul Iisus, în prima sa predică a lui Petru. Spune așa, zice, pe omul acesta, versetul 23, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât mai dinainte și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat din morți, dezlegându-i legăturile morții, pentru că era cu neputință să fie ținut de ea de moarte. Iisus Hristos a biruit moartea și ne-a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, este așa de important să credem că Domnul Iisus a înviat din morți și dacă El a înviat din morți, atunci înseamnă că și pe noi ne învie din morți. Citesc 6:14, 1 Corinteni spune așa, și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Cum ne învie? Datorită Duhului Lui care este în noi. Romani 8:9-11. Uitați ce spune Apostolul Pavel acolo, foarte fain. Zice, voi nu mai sunteți pământești, ci domnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului adamic. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și au zis, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. De două ori e prins în versetul ăsta, Duhul Lui care locuiește în noi. De aceea Domnul Iisus le spune la ucenici, zice, dacă mă iubește cineva, veți păzi poruncele mele. Și El spune acolo mai departe, eu voi ruga pe Tatăl, capitolul 14, El va trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și în voi. Nu numai cu noi, în noi. Duhul Sfânt să locuiască noi, ca să avem grație la învierea din morți, că suntem și noi și vom învia din morți datorită lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Acum citesc puțin mai departe și cealaltă parte, ultima, când e vorba despre ultimul har, harul moștenirii. Îmi place așa de mult, e cuvântul lui Dumnezeu și vă citesc capitolul 4, versetul 6. Așa că nu mai ești rob, ci ești fiu și dacă ești fiu, ești și moștenitor. Noi suntem chemați să fim moștenitori. În Efeseni spune aici, versetul 11, în el am fost făcut și moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celui care face toate lucrurile după sfatul voii sale. Deci nu numai că ne-a chemat la el, nu numai că avem harurile acestea care le-am spus până acum, și chiar și harul învierii, dar noi suntem chemați să fim moștenitori. Uitați ce spune capitolul 8, versetul 15. Și voi n-ați primit un duc de robie, ca să mai aveți frică, și ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Iisus Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Doamne ajută-ne! Dumnezeu să binecuvinteze adunarea! Am spus câteva lucruri despre harul lui Dumnezeu. E așa de frumos harul lui Dumnezeu. Totul a făcut El. Nu mai avem treabă cu legea vechi testamentală, dar să ne folosim de har și să nu dăm cu piciorul, să rămânem credincioși Lui, ca să ajungem și să moștenim cu El. Amin.